Elevii au pus în scenă un moment din istoria neamului într-o oră interactivă de istorie. Vom începe cu faptul că aceasta se face cu cele mai multe de aproximativ 4 ani de zile. Înainte să înceapă marea bătălie între daci și romani, copiilor li s-au prezentat costumele, dar și armamentul de care dispuneau în acea vreme cei ce au luptat pentru pământul strămoșesc. Aceasta este o cronică experimentală, cronică prezentată de bătălie, de tată. Este foarte, foarte ușor de manevrat. Este posibil foarte... Surpriza tinerilor a fost atunci când a început lupta între cele două tabere. Elevii au aplaudat reprezentațiile protagoniștilor care au salutat la rândul lor publicul cu săbile și scuturile în aer. Activitate dedicată Zilei Unirii de la 24 ianuarie 1859 este o altfel de oră de istorie organizată cu cei de la Danais. Este practic o lecție de istorie cu demonstrații, o oră documentată și foarte bine, zic eu, pregătită. Copiii au fost fascinați de cursul de istorie și își doresc ca pe viitor să mai aibă parte de asemenea ore demonstrative în care istoria se îmbină cu practica. Este o activitate minunată, noi le place foarte mult să lucrăm cu copiii, cu tinerii. Suntem o asociație de tineret, publicul nostru țintă este tineretul. Ne bucurăm că este prima acțiune în Megidia, doream de mult să facem acțiunea aici. Această oră de istorie pot să spun că a fost ca o școală altfel, numai că la noi s-a aplicat în cazul istoriei. Exemplul dat de Dacia a avut un rol important și în unirea principatelor române, iar pentru acest lucru, la finalul evenimentului, atât profesorii cât și elevii și-au dat mâna și-au dansat Hora Unirii.